bucur în primul rând că pot să fiu acasă astăzi cu dumneavoastră și pot să particip la prima ceremonie de predare, preluare a spitalelor din România. Credeți-mă sincer că este o mândrie pentru mine ca bihorean. Exact în județul Bihor se întâmplă acest lucru, indiferent de autoritatea locală care este implicată. Așa cum am spus de la bun început, acest proces de descentralizare nu trebuie să aibă niciun fel de culoare politică și pot să afirm cu tărie acest lucru că n-a avut până acum pe domeniul sanitar culoare politică. Nu veți găsi niciun fel de excepție de la principiul pe care l-am aplicat de la bun început, acela de a transfera autorității locale care deține proprietatea imobilului, managementul spitalului respectiv. Cred că este un lucru bun, un lucru firesc, normal, care trebuie aplicat pentru a putea privi acest proces al descentralizării în mod corect. Facem astăzi ultimul pas din ceea ce aș putea numi eu procesul descentralizării din ultimii 5 luni, și în care, după cum știți și dumneavoastră, au fost mai multe etape de pregătire. Sigur că au fost unii care au crezut că iar se vorbește de descentralizare în domeniul sanitar, fără a exista fond. Eu cred că astăzi putem arăta că, de data aceasta, putem să ducem până la capăt acest proces al descentralizării atât de important. Am încercat să facem totul cu o anumită coerență și o gândire. Am încercat să, și cred că am reușit, să debirocratizăm pe cât posibil conducerea spitalelor. Am revocat noi, Ministerul Sănătății, director, și în județul Bihor, aici nu atât de mult, dar în alte județe mai mulți. Am încercat să creăm o structură organizatorică a spitalelor mai eficientă, credem noi, pentru ca autoritatea locală să nu aibă ca primă misiune aceea de a reorganiza spitalul. Sigur că de acum încolo această atribuție și posibilitate există. Dar acea reducere a numărului de 4 despre care tot s-a discutat, exact acest lucru a urmărit. Aceea de a încerca noi, de la nivel central, să dăm o structură mai eficientă autorităților locale. Și am reușit, prin acest pachet de act normativ, să dăm siguranța autorităților locale că acele arierate acumulate de-a lungul timpului vor fi plătite de către stat. Eu cred că fără acest lucru nu puteam vorbi despre un proces de descentralizare corect. Trebuie să dai spitalele autorităților locale curate. Descentralizarea este un proces firesc, dacă vreți, al implicării comunității locale și în domeniul sanitar. Până la urmă, tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu, serviciile oferite în spitale privesc pe membrii acelei comunități și, din punctul meu de vedere, acesta înseamnă că acea comunitate trebuie să aibă toate posibilitățile, toate pârghiile pentru a se implica, pentru a încerca să modeleze funcționarea acelui spital în direcția pe care și-o dorește ea. Obiectivele, țintele, scopurile comunităților pot fi diferite. Și credeți-mă că de multe ori sunt diferite pe domeniul spitalicesc, în funcție de zona geografică, în funcție de interesul oamenilor. Dar această posibilitate de a se implica de la nivelul comunității locale trebuie să existe. Trebuie să încercăm să eliminăm, și astăzi este un pas important, acel centralism în conducerea instituțiilor și autorităților. Este o măsură care
nu vreau să creeze iluzia că de astăzi sau de a doua zi totul va merge perfect la aceste spitale. Efectele descentralizării și implicării comunității locale, din punctul meu de vedere, se vor vedea în timp. În unele locuri mai repede, acolo unde implicarea autorităților locale va fi mai susținută. În alte locuri, poate mai târziu. Am convingerea că în județul Bihor, aceste efecte pozitive se vor vedea cât mai rapid posibil.